Singurul lucru este ce se înțelege bani. Dai bani mulți, da. Sunt de acord. Nu dai, nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Ăsta este sensul. Da. Atâta știe omul locatar de aici și din Roșia. Restul nu înțelege nimic. Se repete, gol corporation, gol corporation, gol corporation, strămutare, relocare, strămutare, relocare, strămutare, relocare. Nu știu câte ori, degeaba. E de ajuns o dată de două ori să spun aceste cuvinte. Nu la fiecare frază. Company, 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 las-o dracu de company. Company este informată că unii proprietari din orașele în care se mută persoanele din Corna și Roșia Montană, care au ales relocarea, cer sume mari de bani atunci când se află, când află că persoana care dorește să cumpere casa sau apartamentul lor este din Roșia Montană. Deși campania nu este implicată, nu este implicată în cumpărarea proprietăților, păi cumpără proprietățile de aici, nu de acolo, păi cum să nu, dacă mi-a proprietatea, se subînțelege că dacă nu îmi dă bani de ajuns, nu pot să cumpăr de încolo. Preasfințitul de la Alba Iulia a trimis hârtie. Dacă mai moare cineva aici, în satul Corna, să nu, nu are mai... voie să mai îngrope. Ideea aceasta, cu îngropatul la brud, este o idee care forțează oamenii de generația a treia, între 50, 70, 80, oamenii care se apropie de final, de moarte. Ca de ce forțează acești oameni? Pentru că majoritatea ăștia se opun investiții. Da. Că sunt pensionari, au pensie, da. N-au nevoie de banii de la Eurogold. Da.